Știți ce mi-aș dori din tot sufletul? Dumneavoastră de succes, apropo de ce să spune pe aici și pe acolo. România are nevoie acum de un președinte precum Emil Constantinescu și vorbesc foarte serios. Asta apropo că nu știu cine s-a găsit să-l conteste pe Emil Constantinescu. A fost de departe cel mai bun președinte al României în 31 de ani, incontestabil. Și istoria trebuie să pună lucrurile la locul lor. Trebuie să spunem că pe locul 2 a fost Ion Iliescu în al doilea mandat. Dar da, președinte al României a fost profesorul Emil Constantinescu. Da, dânsul. Cel mai democrat și cel mai președinte. Așa cel mai președinte. Să fie un președinte normal că au venit mulți, au zis, bă, a fost slab, că ce, că nu i-a băgat pe el la pușcărie. Că nu i-a băgat la pușcărie, da. Dar bun, las că l-au adus pe Băsescu, care i-a băgat pe el la pușcărie și a fost foarte bine cu Băsescu. Și a fost pe Iohannis care îi ține. Dar... nu contestăm, trecem mai departe, dar ce vreau să zic? S-au trezit într-adevăr, acum am văzut că marile spirite se întâlnesc și pe Ciolacu și Orban a bălmăjit ceva cu Emil Constantinescu. Dar niște prostii de astea pe care le băgau. Fac ei niște comparații între Emil Constantinescu și Iohannis. Nu, comparații care n-au nicio legătură. Această comparație este jignitoare pentru profesorul Emil Constantinescu. Chiar este jignitoare. Da, mă rog, asta este, a votat poporul român, a greșit în 1996, probabil că atunci chiar nu-l meritam pe Emil Constantinescu, a deschis porțile Occidentului pentru România.